vrea să încep scurtul meu cuvânt, dar succint cu vorbele psalmistului David. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Este ziua pe care a făcut-o Domnul, pentru că de astăzi înainte, pe frontispiciile liceului nostru, alături de însemnele științei și ale culturii, va sta însemnul veșnic și nebiruit niciodată. Crucea. Este biruință pentru că astăzi, și bucurie pentru că astăzi ne-am găsit toți împlinirea în acest lăcaș de rugăciune, de unde vom înălța lui Dumnezeu rugăciuni în tot timpul. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați pus umărul aici, celor care am muncit din greu timp de 2 luni, celor care am contribuit puțin sau mult. Sunt sigur că Domnul Dumnezeu nu va uita niciodată strădania dumneavoastră. După ce sâmbăta trecută am slujit Sfânta Liturghie tot în premieră într-un amfiteatru al liceului teoretic Traian Lalescu din Reșița. Iată, după o săptămână, în sâmbăta floriilor, în sâmbăta învierii lui Lazar, slujim Sfânta Liturghie nu într-un amfiteatru, ci în curtea atât de primitoare și de generoasă a liceului teoretic Eftimie Murcu din Bozovici. Într-o adevărată zi de primăvară, și la propriu, dar și din punct de vedere spiritual. Slujim această liturghie aici, în acest cort al mărturiei din Legea Harului, în acest altar amenajat. Slujim Sfânta Liturghie după ce de dimineață am târnosit paraclisul construit la demisolul liceului și închinat Maicii Domnului, sau mai precis, praznicului Bunei Vestiri. Suntem aici, adunați împreună, cler și popor, pentru a ne bucura duhovnicește la sărbătoarea preoților și credincioșilor din parohia Bozovici, din comuna Bozovici, din toată Valea Alunjului. Suntem aici, în această cetate de cultură și